No, bună ziua! Mi-am cumpărat o chitară. Nu că nu aș fi avut destule, dar eu când mă duc într-un mall împreună cu soția mea, eu mă duc la raionul de aparatură foto-video sau la raionul de instrumente muzicale. Asta este pasiunea mea. Nu port rochii, nu port pantofi, dar în schimb pot să spun că colecționez chitare. Nu știu cât de bine știu să cânt la ele, știu ceva, dar cel puțin îmi place să le am. Este o chitară electroacustică cu două ieșiri, două tipuri de ieșire, cu jack mare și cu tipul ăsta de mufă. Are o baterie de 9 V. Ce trebuie să știți, dacă vreți să știți, despre chitare atunci când le cumpărați. În principiu, ele sunt dotate din magazin, indiferent de firma care le fabrică, că sunt fabricate în Mexic, în Argentina, în Brazilia sau, mă rog, la Reghin, în România sau în China, ele sunt prevăzute în general cu corzi din plastic. Ață de pescuit. Bine, ață de pescuit este cam mult spus. Sunt corzi, dar nu sunt de foarte bună calitate. Nu scot sunetul cum ar trebui. Se poate lucra cu ea, se poate cânta cu ea, dar da. Să nu expună în raft fără corzi deloc, pun corzi de proastă calitate. Am aici primele 3 corzi. Miu de jos și celelalte 3. Le-am din oțel cu un veliș de aluminiu și celelalte 3 cam egale ca grosime, aproximativ egale, dar sunt din plastic. Am cumpărat un set de corzi de foarte bună calitate, un Fender, un set de corzi Fender din bronz, deci sunt din oțel cu învelișul la răsucit peste oțel cu învelișul din bronz. Un set de calitate. Puteam să-mi fi luat un Fender sau un Ibanez, asta am căutat, dar nu am găsit. Am găsit-o pe asta, mi-a plăcut ca și control la una dintre verificările pe care le puteți face când cumpărați o chitară, este cutia de rezonanță. Dacă are un ecou continuu după ce o loviți, lemnul este uscat, iar cutia de rezonanță are o calitate deosebită. Cum spuneam, nu contează unde este fabricată, contează să fie fabricată cu răspundere și o lucrătură de calitate. Acum o să schimb corzile, o să pun corzile astea pe care vi le-am arătat și o să vedem ce ne iese. Înainte să montez corzile, am uitat să vă precizez că ele sunt numerotate de la 1, 1 fiind asta cea mai de jos, la 6. 6. O să se vadă invers puțin, pentru că filmarea este făcută pe telefon și este pus telefonul pe selfie. Deci, de la 1 la 6, 6 fiind coarda cea mai de sus, de fapt nota cea mai de jos, este miu de aici, nota mi. De aici este miu, notă înaltă, și miu de jos, care de fapt este sus, este o notă joasă. Ele sunt numerotate în pachet, pentru că acum am desfăcut pachetul și
Nu am știut cum sunt numerotate. De obicei sunt numerotate ori de la 1 la 6, ori sunt numerotate pe note. Adică miu, nota asta, coarda asta de aici, prima partea de jos de aici, este E. Nota mi este E, E mic. Următoarea este si. Deci mi, si, sol, re, la, mi. Miu, E mic. Siu este un B mare. Sol este un G mare. Re este un D mare. La este un A mare și miu de jos, nota de jos, care de fapt este coarda de sus, cum este poziționată, este E mare. Deci E mic și E mare. Am uitat să vă precizez. Chitara asta este prevăzută cu un acordor electronic. Nu toate sunt prevăzute așa. Cele mai multe au potențiometrele astea, de care trebuie avut foarte mare grijă, că în momentul în care intră praf, de-aia mi-am cumpărat și hus acum, intră praf, în momentul când le ridicați, dacă țineți minte, la aparatele de radio sau la, știu eu, anumite casetofoane, când intra praf la aceste potențiometre, când le ridicai pe stație, pe amplificare, când le ridicai sau le coborai, făcea un gâjâit, un fâșâit foarte, foarte neplăcut. Deci trebuie protejată foarte bine de praf. Cum spuneam, este prevăzută cu un acordor electronic. Care în momentul când ai, o să mă uit, acum mi apare un C. C-ul este Do. Este nota Do. Noi nu avem o coardă Do, dar să admitem, nu. O să dau pe altă coardă. Următoarea este un D. Cred că este un D. Un Re. Și anume coarda numărul 4 de jos încoace, și anume asta, în momentul în care noi ciupim coarda, nu știu cât o să se vadă, acordorul, dacă vedeți, aprinde o lumină roșie. Aprinde o lumină roșie. Deci este practic acordată, este bine acordată. Eu nu folosesc niciodată un acordor electronic. Am mai multe acordoare electronice căpătate, primite când am cumpărat chitare. De exemplu, am cumpărat chitare electrice, mi-au dat un acordor electronic separat. Eu nu folosesc acordoarele, eu acordez după ureche. Deja notele mele, notele corzilor de la chitară îmi sunt întipărite, să zic așa, în memorie. Și eu acordez prima dată pe miu înalt, miu de jos, și după ea, cu barele astea de aici, după ea din bară în bară, îmi acordez din coardă în coardă, îmi acordez cu ajutorul coardei anterioare, o acordez pe următoare. Mai este un secret pe care eu îl știu de când mi-am cumpărat prima chitară, bine, acum 42 de ani. Nici nu aveam un telefon fix. Dar tonul de la telefon este nota La. Poți să ții telefonul deschis pe ton la ureche și în momentul ăla când auzi tonul notei La, îl auzi în ureche, sucești de cheiță până îți sună nota La, exact ca și tonul de la telefon. Și dacă ți-ai dat nota La, automat ai putut din coardă în coardă, ai putut să-ți acordezi chitara. Mai este un secret. Cine are acasă o orgă sau știu o chestie, o clapă, o ceva, orice, o mini clapă, o jucărie, poate să dea una dintre note pe jucăria respectivă și tot apăsând clapa respectivă, apăsând și sucind de cheiță, dai nota până îți sună coarda exact ca și nota respectivă și după aia din coardă în coardă te duci și ți le acordezi mi, si, sol, re, la, mi. Asta este un acordaj spaniol. Mai este și acordajul rusesc, care este puțin mai simplu, dar nu prea îl folosim noi românii, nu prea îl folosim, pentru că l-avem pe ăsta spaniol mult mai complex și mult, mult, mult mai bun. La rusesc, de obicei, se cântă cântecele rușilor, au trei game.
Do, sol, mi, do, sol, mi, cam astea sunt toate cântecelor populare pe care le cântă pe chitară, în trei acorduri, în trei game, pardon, ei pot să scoată un cântec de 20 de strofe. Deci asta vreau să specific vis-a-vis de corzi. Tot spun coarde, sunt corzi, bănuiesc. Apar numerotate ori așa, de la 1 la 6, ori pot apărea foarte bine, cum v-am spus, mi, si, sol, re, la, mi, sau pot apărea cu e, b, era să zic e, b, g, nu, e, b mare, g mare, d mare, a mare, e mare. Astea sunt corzile unei chitare. Și acum chiar o să le schimb. Da, am revenit după ce am schimbat corzile. Ce trebuie să vă mai spun, ce trebuie să știți vis-a-vis de o chitară, atunci când vă doriți să achiziționați una sau când vă doriți să învățați să cântați la o chitară. Sau chiar pur și simplu vă doriți să aveți o chitară în casă. În primul rând, nu folosiți niciodată corzi din plastic. Chiar dacă chitara vine din magazin prevăzută cu corzi din plastic, căutați și le schimbați. Niciodată nu le ștrangulați corzile. Eu o să ștrangulez pe una de plastic ca să vă arăt. Nu le ștrangulați, pentru că de acolo este moartea lor. De acolo se rup. Ele sunt din oțel și odată ștrangulată, imediat se rupe. Cei care vedeți că atunci când se montează corzile, vedeți că sunt mustățile corzilor, sunt foarte, foarte lungi. Deci pur și simplu se introduce coarda în mecanism și se lasă mustața lungă, lungă, lungă și se strânge de trei ori mecanismul și gata, ai reușit să acordezi chitara. Ei, cei care folosesc o astfel de metodă pentru a monta corzile, își permit să cumpere foarte, foarte multe corzi. Corzile nu sunt ieftine, sunt destul de scumpe corzile de calitate și se găsesc foarte greu. Încercați să puneți coarda în mecanism, doar un căpățel, un centimetru jumate, 2 centimetri, și după aia să începeți să strângeți, pentru că în momentul când se rupe, când ați introdus și ați lăsat o mustață lungă, lungă până pe aici și ați început să strângeți, ea dacă se rupe, nu mai puteți să refolosi. Dar ea fiind înfășurată pe mecanism, pe toată lungimea corzii, cât e ea de lungă, ea vine până pe aici. Și o înfășurați corespunzător, în momentul în care se rupe, s-ar putea să o mai puteți refolosi. Cele mai sensibile corzi de pe o chitară sunt miul ăsta mic și 1 e mi, ăsta de jos, și 3 g sol. De ce? Asta este numai din oțel, nu o să o găsiți niciodată învelită, deci coarda 1 și 2, corzile 1 și 2, nu o să le găsiți niciodată învelite în nimic. Încep să fie învelite în bronz, în cupru, în aluminiu, în ce vreți voi, începând de la coarda 3. Ei, coarda 3 G sol și coarda 1 E mi sunt cele mai sensibile. De ce? Asta este cea mai subțire, extrem, extrem de subțire și se rupe imediat. Iar 3 G sol, asta, coarda numărul 3 de aici, este din oțel aceeași coardă ca și asta de aici, ca și grosime, numai că are un înveliș din bronz sau din cupru sau din aluminiu sau ce fel de înveliș are. Iar învelișul ăla este extrem, extrem, extrem de subțire. Ori la ciupire sau la frecare cu pana, se rupe învelișul ăla. Este extrem, extrem de fin. Deci cele mai sensibile corzi, 1 E mi, 3 G sol. O altă chestiune. Căutați ca atunci când cumpărați o chitară, verificați să aveți mecanism în afară de cutia de rezonanță. Griful să fie de foarte bună calitate, gâtul ăsta. Căutați mecanisme metalice de foarte bună calitate și cu prindere extrem de sănătoasă, pentru că aici este o torsiune foarte, foarte puternică la întinderea corzilor și dacă mecanismul nu este de calitate, nu este metalic, s-ar putea să aveți surpriza că învârtiți în gol și coarda nu se întinde sau se desprinde din șuruburi, iese din șuruburi în moment ce strângeți. Aveți surpriza că iese din șuruburi și se depărtează. Căutați să aveți ăsta de înfășurare
Aici, tamburul de înfășurare, căutați să-l aveți dintr-un SIDEF, adică un plastic foarte, foarte rezistent. Mă refer la astea. Un plastic foarte, foarte rezistent. Dacă puneți, dacă găsiți un plastic de proastă calitate, un plastic moale, la strângere pur și simplu se taie și după aia nu mai aveți calitate la, nu mai aveți calitate la sunet. Oricum, o chitară nouă, întotdeauna când ați cumpărat-o, să știți că după ce ați acordat-o, ea se dezacordează singură. De ce? Pentru că se întinde de la încheieturi. Se întinde griful de la încheieturi, se întinde de aici, se întinde de aici. Până ea se reglează, până ați acordat-o de câteva ori, ea de fapt își modifică sunetul acordajului. Pentru că este nouă și asta e. Orice lucru este nou, mai necesită... Cumpărați o mașină nouă și mai strângeți din când în când roțile, șuruburile la roți la mașină. Pentru că asta e. Un alt aspect. Eu am cumpărat-o pe asta pentru că pe asta am găsit-o. Dar ca începător, niciodată să nu cumpărați o chitară pe care să nu aveți pe grif, să nu aveți pe grif acele puncte. Aici ar fi două puncte, aici un punct. Ce sunt punctele alea? Sunt niște găuri perforate în griful chitarei. De obicei, griful trebuie să fie din lemn de abanos, un lemn foarte puternic. O gaură și se pune un punct de SIDEF. Punctele alea sunt de orientare la acordaj. Deci cum acordați? Coarda 1, coarda 2, coarda 3, le acordați în funcție de punctele alea și ca și începători vă și orientați când vă uitați. Sunt oameni care pur și simplu pedalează pe grif și nu au nicio treabă, nu se uită, nu... dar punctele alea vă ajută. Ca începători întotdeauna căutați să aveți o chitară cu punctele alea pe care le vedeți albe de obicei sau galbene, mă rog, sunt niște tubulețe de SIDEF care sunt băgate în niște găuri pe de-a lungul grifului. Păi ce să vă mai zic? De mecanism v-am zis. Încă o chestie. Niciodată când puneți corzile pe chitară, niciodată să nu strângeți o coardă într-un sens, o coardă în celălalt sens. Nu, încercați pe cât posibil ca toate corzile să le aveți strânse în același sens. Că e în spate, că e în față, de obicei la strângere, ar trebui să fie spre înapoi. Ca să nu forțați, partea asta de aici. Dar cum vă cade bine, puteți să le strângeți în sensul ăsta sau în sensul ăslalt, dar încercați ca toate corzile să fie strânse în același sens. Pentru că atunci când acordați, una o dați așa, una o dați așa, deja vă zăpăciți și vă lăsați de a învăța a cânta la chitară. Ce să mai zic? Ce să vă mai zic? Dacă mai e ceva de zis, eventual lăsați-mi un comentariu, lăsați-mi o întrebare și eu, pe cât posibil, în limita timpului pe care l-am, o să vă pot răspunde. Deocamdată cam asta este ce am putut eu să vă prezint despre o chitară nouă și spor la treabă celor care vor să învețe. Spor la cântat. Cam așa trebuie să sune, sper ca între timp să nu se fie dezacordat, cam așa trebuie să sune o chitară acordată. Ia auziți! Să aveți spor!